Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la al doilea vlog pe care vi l-am promis cu Q&A și cu chestii genul ăsta. Da. Deci în acest video o să vă răspund la întrebările puse de voi în videoul anterior. Dar țin să menționez, o să trec prin ele, o să încerc să nu mă repet sau chestii genul ăsta și nu am cum să editez video-ul ăsta câtuși de puțin, așa că de-aia probabil s-au zis un sunet de fundat, probabil este laptopul sau centrala sau cine știe ce alte chestii și probabil de aceea o să, nu știu, o să existe puține mici pauze sau ceva. Așa că, dacă aveți răbdare, video-ul ăsta nu va fi extrem de lung, dar nici va fi nici foarte, foarte scurt. Așa că, hai să dăm drumul. Crazy Monkey întreabă, îți place să faci glume mereu sau tot timpul? nu știu. Cred că mai întotdeauna, să zic așa. Ok, Daniel întreabă, vei face DLC-ul de la Bloodborne sau cel de la Dark Souls 3? Am să fac DLC-ul la Dark Souls 3, deodată ce îl am. Nu știu sigur când, pentru că pentru DLC-ul de la Dark Souls 3 trebuie să muncești destul de mult, să ai levelul necesar încât să poți supraviețui zonei de DLC. Dar este un DLC foarte scurt, deci probabil că îl voi face și cine știe, poate va merge destul de repede. Scuze, am uitat să mi-am prins și netul de la telefonul ca să nu primesc vreo notificare sau ceva. Bine, trecem mai încolo. Ai avut vocea mișto de când erai mic? Întreabă Călin. Nu. Nu mi-am avut niciodată voce mișto. Nici acum nu consider că am o voce mișto sau ceva. Andrei Angel întreabă, ce părere despre Witcher 3 GOTY Edition? E ce am jucat până acum, pentru că este Witcher cu toate DLC-urile. E Witcher 3 cu toate, nu știu, toate expansion-urile, toate mini DLC-urile, toate alea, deci e exact ce am făcut până acum, deci nu e nimic în plus, dar e o variantă care îți dă toate DLC-urile, toate astea într-un singur cod, într-un singur pachet. Rosnec întreabă de ce nu mai filmez LOL. Ei bine, nu mai filmez LOL pentru că m-am plictisit de joc. Jocul pur și simplu a devenit foarte, foarte stresant, a devenit foarte enervant din cauza comunității. Comunitatea fiind una foarte, foarte toxică și plină de oameni elitiști, gen dacă nu ești, nu știu, să zic Diamond, Platinum și toate alea, sau dacă nu ești, nu știu cum, de care lumea pur și simplu te bagă în seamă sau pur și simplu consideră că ești un gunoi sau nu știu ce, sau ei oricum se consideră mai bun decât tine, chiar dacă ei probabil ar fi cu un rank mai mic decât tine sau chestii genul ăsta. Alex întreabă de când fac YouTube. E bine, fac YouTube din 2011, dacă stau bine să-mi aduc bine aminte. Deci eu YouTube fac, porni canalul din 2011. Chiar dacă eu am contul și canalul din 2007, asta nu înseamnă că eu am pornit de atunci și că vai Bobo, tu faci YouTube de aproape 10 ani și uite ce puțin subscriber ai. Nu, eu fac de 5 ani, dar canalul am de aproape 10 ani. Deci da, e altă chestie. Plus că înainte mai postam și alte băzgănii, nu doar gaming și cine știe ce alte prostii. Ce părere am despre Creative Monkeys? Nu știu, sunt niște oameni grozavi, am avut ocazia de multe ori să mă întâlnesc cu ei și să schimbăm câteva vorbe, dar în rest nu știu, nu prea păstrăm legătura decât la evenimente când întâlnim, schimbăm două, trei vorbe și cam atât. Sunt niște oameni mișto, chiar îmi plac oamenii de la Creative Monkeys. Asta am întrebat Nazgul, e greu să citesc ceva nume, știi? Adică nu poți să vin acum cu telefonul, uitați ăsta, a pus comentariu, știi, să te-a vorbit cu ăla. În București stau singur, întreabă Ilie Bogdan. Nu stau singur, stau cu Alex, stau cu un prieten, probabil că știți, el este Kim Zuraki, cu care am mai tot făcut video-uri în trecut și cu care probabil o să mai fac și în viitor acum sau... Bine, probabil că știți, este unul dintre cei mai vei prieteni ai mei de pe canal. Zoom MTM întreabă cât ai în sulă, joking. Ok, oricum nu-i duceam. Vei face DLC-ul cu moartea lui Frank West? Nu cred că voi face asta. Mă gândesc, dacă o să fac rost de el, da, dacă nu, nu. Sau dacă fac serie cu Final Fantasy 15. Dacă voi reuși să găsesc de la un prieten să mi-l împrumute, dacă voi găsi să împrumut de la vreun prieten Final Fantasy, probabil voi face, dar cred că va fi o serie extrem de lungă, pentru că jocul ăla e lung rău de tot. Plus că va trebui să fac și stream-uri la el, ca să facem leveling la greu, pentru că dacă merg doar prin main story, am înțeles că e super, super greu jocul și n-am chef de genul ăsta să fie nasol. Kenzie ZPH mă întreabă dacă m-am gândit să fac jocuri gen despre mașini, FSM, My Summer Car, Project Cars sau ceva. Am tot făcut jocuri de genul ăsta. Cred că ultimul pe care l-am făcut cu mașina a fost... stai, dacă ziceți să-mi aduc aminte. Am făcut Project Cars, am făcut un video Project Cars, am făcut...
NFS, dar și The Crew am făcut. Dar alte jocuri care să-mi atrag atenția așa încât să fac, probabil că ar fi iarăși NFS-ul ăsta ultim apărut, dar sincer mi se lăsă să fac rost de el și nu prea mă atrage. Adică eu de obicei un joc cu mașini cât de cât, dar după aia începe să devină foarte sec pentru mine. Gen, ajungi într-un punct foarte depărtat pentru că trebuie să te chinui doar ca să deblochezi un story mission sau ceva de genul acesta. Și ce părere am despre jocul Paladins? Bă, Paladins este varianta free de overall, să zic așa. Destul de fun la început, dar devine super, super seacă repede. Adică am jucat, am făcut și stream cu el, dar nu mi-a plăcut jocul foarte, foarte mult. Următorul, ia să vedem ce întreabă aici. Blunden Slime Gaming. Dacă ar fi să termin facultatea mai repede, ai vrea să revin Târgocna și să te muți de tot? Nu. În orașul ăsta nu am un viitor plăcut, să zic așa. Un viitor așa, probabil, dar nu aș avea un viitor profitabil, nu aș avea un viitor, cum zic, cu multe oportunități, deoarece orașul ăsta este destul de mic, este doar o stațiune, nu este ceva wow, știi, mamă, fii atent, aici este firma aia, aici este firma aia, aici este cutare, individ, aici nu este cine știe ce, aici este doar o stațiune, aici vii doar în vacanță. N-ai cum să zici că da, poți să termin facultatea de inginerie și informatică într-un loc unde nu se caută așa ceva. De, în orașul ăsta mai mult ca sigur nu caută nimeni inginerie, informatică și chestii genul ăsta. Roxana Mușată întreabă acum, fără glumă, o să faci God of War și Last of Us 2? Da, am să fac. Am să fac. Când apar, asta e ideea. Ideea e că eu zic că am să fac, dar nu știu sigur că atunci când apar, dacă o să le am, știi? Asta e problema, pentru că nu pot să promit, nu pot să prevăd viitorul până atunci să văd ce se întâmplă, dacă chiar o să am acele jocuri sau nu. Ce calculator am, îl găsești în descriere. Eric, dacă tot întrebi aici, ce te deranjează cel mai mult la țara... zic aici o chestie. Ce te deranjează cel mai mult la țara noastră, întreabă Mihai Munteanu. Sincer, nivelul de... Nu știu... Nivelul de trai e destul de nasol, să zic așa, iar din păcate educația pe care o primim mulți dintre noi este destul de precară și uneori tind să cred că unii oameni se duc la școală doar de... Unii oameni nu se duc la școală, asta e ideea, că nu consideră școala foarte folositoare. Dacă ar fi școala ceva folositoare sau mai folositoare decât este acum, probabil că mulți dintre noi am optat să mergem la școală în loc să sărim peste ea. Dragoș Șerban întreabă ce ți-a plăcut cel mai mult la Watch Dogs 2? Ce mi-a plăcut cel mai mult Watch Dogs 2 sau Quantum Break? Normal că Watch Dogs 2, deoarece, na, Watch Dogs 2 este mult mai fun, ai mult mai multe chestii de făcut, dar Quantum Break și el a avut un story mișto de tot, mai ales că a fost legat și cu... a fost legat și de un serial, ceea ce l-a făcut foarte, foarte mișto. Asta zic, dar în rest, nu știu, normal ca să recunoști Watch Dogs 2, pentru că na, este un joc destul de open world și e făcut cea mai mișto, e mai bine. Cred că azi mișto întreaba asta de 3-4 ori. Ok, sărim peste întrebarea asta la altă de aici, că asta am răspuns eu în comentarii. David Fan întreabă, mie îmi dă eroare PS Vita Remote, asta ok, nu știu, nu cunosc erori, nu sunt tech support, nu cunosc. Îmi pare rău. Google este prietenul tău cel mai bun, folosește-l. Jocurile de pe PS4 ți le cumperi din PlayStation Store sau prin Blu-ray? Dacă le cumperi pe Blu-ray, de unde le iei, la ce preț? Nu cumpăr de pe PS Store din simplu motiv că trebuie să-mi folosesc cardul și cardul am acolo doar de dragul de a putea să-mi cumpăr PS Plus sau să adaug carduri de alea de PSN cu bani. Tot ce cumpăr, le cumpăr de pe OLX, fie variantă CD-ul, și iar dacă pe ceva digital, probabil le primesc direct la developer variantă digitală. Dacă ar fi să cumpăr ceva digital, probabil că mi-aș cumpăra carduri de PSN de pe G2A cu ceva mai puțin bani decât aș da normal pe ele și mi-aș cumpăra de pe PS Store. Dar nu s-a întâmplat asta până acum, decât de obicei îmi băgam bani pe PS Store ca să-mi cumpăr PS Plus. Așa că, na. Akame întreabă, ai jucat Dota 2? Dacă da, cât MMR ai avut? Mă refer la solo. Am jucat Dota, încă joc Dota și îmi și place. Ideea e că n-am jucat niciodată la ranked, așa că MMR-ul meu este basic de 2000, deci e neatins MMR-ul meu, să zic așa. Grigoraș, Ionuț, pot să-ți pui în vloguri, Bogdan, când faci gameplay-uri pe Bobo Spider, nu înțeleg ce zic. Adică dacă să-mi spun când aici este Bogdan, aici este Bobo Spider, ideea ar fi că da și nu, dar
a rămas așa, aici este Bob Ospreay, în loc de aici să zicem, aici e Bogdan, știi, wow. Cine este acest Bogdan? Că lumea vine pe canalul și caută pe Bobo Spider. Ok, hai să vedem ce întreabă aici. Inferno. Salut, Bobo. Prima întrebare. O să faci giveaway cu placa video veche? Am vândut-o. O să faci ceva de genul cu face Leo Duminica PC-ul, să dai pontul abonaților despre componente să-și aleagă. Stau foarte prost la recomandări pentru că nu mă interesează atât de tare chestia asta. Îmi plac componentele, îmi plac chestia asta, îmi place domeniu și mi-ar plăcea să fac chestii pe canal de genul ăsta, dar după aia s-ar înteți întrebările de genul Bobo, am PC-ul cu tare, crezi că e bun? Nu vreau să-mi bat capul chestia asta. Eu am cunoștințele mele legate de componente și chestii de genul ăsta, dar prefer să nu fac deja ce probabil au, să nu zicem o grămadă, au Leo, au Sky, au nu mai știu, cred că avea și The Link, avea și Rafael, cred că mulți aveau video în care ziceau despre componente în shit și eu prefer să nu mai mă bag și eu peste chestia asta când deja sunt foarte mulți youtuberi de nivel mare care fac chestia asta, plus că ce ponturi să vă dau eu când eu uneori nici eu nu știu ce să-mi iau mie, dar să vă mai zic și vouă și asta e problema. Așa și 3 ani, cum te cheamă și câți ani ai? Mă refer la numele de băiat, nu cel de familie. E același. E același, nu e ca și cum maica-mea s-a recăsătorit încât să trebuie să-mi schimbe numele, că oricum degeaba nu poate să-mi schimbe numele. Deci numele meu îl găsești de obicei în about-ul canalului și în fiecare, cred că în fiecare livestream, dacă duci pe pagina de livestream, îți găsești acolo, dar asta e destul de dubios. Și câți ani am? 22. Ok, următoarea întrebare avem pe... Oh my god, eu cred că o să fie o grămadă de întrebări. Hai să trecem repede pe el. Chameleon Lemon, ce jocuri aștepți în 2007? Și pe sincer nu prea aștept nimic, adică Horizon Zero Dawn și Injustice 2. Dar în rest nu știu ce să zic. Nu sunt cine știe ce mari titluri anunțate pe 2017 care zic, vai doamne, o să mă dau peste cap. Te gândești să-ți îmbunătățesc, să schimbi PC-ul și monitorul? Da și nu, dar... cum zic, când o să am bani, probabil o să mă gândesc la niște upgrade-uri. Top 3 filme must watch pentru 2017, nu știu, probabil Spider-Man, Alien și cam atât. Nu știu, Star Wars, probabil, să zicem așa. Care ți se pare cea mai greu de... Ok, mă pune să citesc acolo. Wow, e un cuvânt foarte lung sau un alt cuvânt foarte lung, întrebare de 10 puncte, da, a fost întrebare de 10 puncte, ok. Mr. Joe întreabă câți abonați ai vrea să am, e bine, cât de mult se poate, nu știu, n-am preferințe. Ok, Andrei Zorilă spune aici, pe 29 este ziua mea, la mulți ani, dorința mea s-a îndeplinit, ok, mă bucur pentru tine. Ce să-mi iau? Un Radeon sau un GTX 1060? Eu zic să-ți iei un 1060 sau una. Dacă zici că ai persoană, nu știu. Eu tot merg pe GTX 1060. Este o placă destul de zdravă, nu am eu și consider că este foarte bună. Foarte mulți care întreabă câți ani am, deja nu mă interesează. Ai schimbat orașul Târgu Ocna pentru alt oraș pe care să-l numești casă? Deja am făcut asta. Deja m-am mutat în București și deja pot să-l numesc a doua casă. Ce îți displace la Târgu Ocna? Mamă, ce oameni răi sunteți cu orașul ăsta, mă, nu știu. Ce ne displace, pur și simplu, am spus la mai înainte, sunt un oraș mic unde, te plictisești foarte repede, în special dacă ești un om ca mine. Dacă vrei să cauți liniște, să ai acasă toată ziua, da, e ok, perfect, n-ai nicio treabă. Câți ani am, iarăși am răspuns. Ce jocuri o să mai fac? Ce o să-mi pice la mână? N-am un plan, n-am un Excel spreadsheet pe care să-l notez, de aici avem lista de jocuri pe care o să le fac data viitoare. O să vedem. Ce știe, poate să mă apuc de vreun joc super, super vechi sau un joc abia apărut, chestii genul ăsta. O să vedem. Cum mai ți-a venit să pui numele Bobo Spider? Recomand pentru cei care vor să cunoască mai multe detalii de astea de genul personale sau cum mi-am făcut numele și toate alea, să urmărească video Draw My Life. Acolo am pus toate chestiile astea. Așa. O să fac serie pe PlayStation? Am tot făcut serie pe PlayStation. Nu înțeleg cum vine chestia asta. Bobo, o să faci serie pe PlayStation? Adică cum? Iau camera și filmez PlayStation-ul? Gen, wow. Bine, am făcut și de pe PlayStation, nu adă. Seara aia când ai venit, erau doi băieți cu câinii. Eu eram un subscribe, ok. Să-l limpeste.
Un individ care are numele Geo, Geo96, dar nu este Geo, mă întreabă dacă am iubită. Nu înțeleg care este rostul acestei întrebări și cu ce te afectează pe tine dacă spun da sau nu. Da, am, dar prefer să nu intru în detalii de genul oh my god, și cum o cheamă și câți ani are și căcatul ăsta. Urăsc lucruri de genul ăsta. Nick KitKat întreabă, salut Bobo, o să joc State of Decay 2 când o să apară sau The Last of Us 2? State of Decay 2 nu promit nimic, dar The Last of Us 2 o să încerc mai mult să-l joc. Ce jocuri aștept în 2017? Am spus mai înainte. Îți place XCOM 2, treabă Arbiter și dacă da, o să poți face serie. Băi, îmi place XCOM 2, dar din nou e același gen de joc pe care consider că o să-mi placă la început, dar după aia o să mă plictisesc foarte repede sau nu o să mai închep să-l joc, deci probabil nu o să-l termin, așa că nu știu sigur, să mă gândesc. Așa, cea mai jos, vedem. Care a fost primul meu joc? Primul meu joc pe care am jucat vreodată, probabil mi se pare că a fost, normal, jocurile de pe Terminator, de pe astea cu Mario și alte căcaturi, Tanks și nu mai știu ce. Dar primul joc pe PC pe care l-am jucat știu că a fost Heroes 3. Câți ani ai și de ce crești atât de greu în abonați și vizionări? Mr. Gaming 97. Pentru că eu fac mai multe jocuri, nu fac doar, nu știu, nu am o serie care să fie mereu predominant acolo și pe lângă acea serie să fac alte miniserii cum fac alții sau, nu știu, să mă axez doar pe niște jocuri tembele, gen de ăla din browser sau nu știu ce. Pur și simplu, așa este treaba. Și, na, nici eu nu mă chinui foarte mult să fac caterincă, să iasă nu știu ce, pentru că probabil unele jocuri nu îți permit chestia asta. Adică, să zicem, joci de Last of Us, nu? Nu poți să faci super mega caterincă când îți vezi că-ți moare personajul ăla, știi? Și facem, fuck bro, m-am atașat enorm de el și tu mi-l omori acum și ce ai vezi? Oh, uite că a murit fraierul. Și să rămâi cu o față de tembel. Nu, nu poți face asta. Nu poți, e nasol. De-aia probabil lumea nu vine super mega atrasă de canalul meu, dar de ce mai multe ori văd că vin foarte mulți oameni care, a, pur și simplu căutam un video cu nu știu ce joc și uite ți-am găsit canalul. Păi uite, asta e ideea, dacă aveam doar Minecraft, GTA 5 și nu mai știu ce alte jocuri pe canal, nu o să nu-mi găseai canal decât dacă căutai chestia asta. Iarăși, e ceva ce mie îmi place și na, asta îmi dă mie creșterea mai înceată, dar nu mă deranjează. Ok. Ionuț ABC întreabă ce jocuri îți plac, gen action adventure? Da, normal, action adventure, RPG-uri de astea îmi plac foarte, foarte mult. Top 5 jocuri pe care ai avea pretenții în 2017. Nu cunosc 5 jocuri încă care apar în 2017 să am pretenții. Dar probabil că o să am pretenții la Horizon Zero Dawn și cel mai mult probabil la următorul Assassin's Creed. Mă gândesc dată ce o dată un an pauză, cred că o să apară ceva interesant. Dar nu pot să fac un top 5. Asta a întrebat Mihaius Maximus. Money Games întreabă și eu dacă o să mă joc nou God of War, da, normal că o să mă joc când apare. Cum a fost 2016 pentru tine, întreabă Mihai Alexandru și ce planuri am pe 2017. 2016 a fost un an destul de greu pentru mine, un an destul de obositor, să zic așa, și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental, deoarece m-am mutat odată, asta a fost acum la final, dar am trecut prin o grămadă de probleme cu facultate, am trecut prin niște probleme personale și uite că acum am ajuns iară să am câteva probleme personale plus stresul cu facultatea și multe alte chestii. Dar ce aș vrea de la 2017 să, nu știu, probabil să îmi obțin și vreun job ceva încât să câștig ceva pe lângă sau să transform ceea ce fac acum, să câștig ceva mai mult încât să transform ceea ce fac acum într-un job mai profitabil decât este acum. Acum nu este chiar un job profitabil pentru mine, este un hobby, să zic așa. O să joci Minecraft Story Mode? Nu. Never, ever, ever. Gaming Power, te-ai gândit vreodată să faci serie cu un joc anime, exemplu Hyper Dimension Neptunia sau Fairy Fans F? Am făcut sper că am făcut serie cu Killer is Dead și nu mai știu ce. Dar nu știu, mă mai gândesc chiar și asta, Final Fantasy este un joc anime, dacă luăm așa. Ai fericit cu viața ta de acum sau i-ai dat restart în Dragon Skrillex? KKHT, KKT. Sunt fericit, sincer, cu ce am acum. Dacă ar fi să dau restart, probabil că da și nu, pentru că este o chestie de noroc. Depinde dacă aș da restart, probabil lucrurile ar fi mai bune, probabil ar fi mai rele, știi? De-aia zic, mi este teamă. Acum este undeva la o cale de mijloc. Nici nu este foarte bine, dar nici foarte rău. De-aia zic.
Popa întreabă de unde ai avut bani pentru PC-uri și console și alte periferice și jocuri. Pur și simplu am strâns bani din propria muncă și cealaltă periferice și alte chestii le mai primim și din sponsorizări și chestii noastre. Adică faci o treabă bună, oamenii cu care lucrezi, în loc să te plătească, probabil să dau și un cadou de o periferică sau o chestie genul ăsta. Și jocurile le primești la developer, nu neapărat să le și cumperi. De-aia zic, tot ce am obținut, tot ce am, este prin propria muncă. Nu este că m-am dus la canalul cu tare, am profitat de canalul unui prieten care e mult mai mare ca mine, m-am crescut pe mine și gata, uite, am făcut super mega chestii. Și am ajuns super mega popular. Pui mei. Când ajunge play button la YouTube? A ajuns, am făcut și video, caută-l pe canal. Vreun fan meetup cândva, undeva, nu promit nimica. Aici stau prost cu capitolul organizare și nu vrem să facem evenimente unde probabil lucrurile se vor duce dracu, ok? Hai să nu facem de-astea. O să vedem. Dacă o să mă gândesc la vreo opțiune, o să facem. De obicei fac meetup-uri când sunt evenimente de-astea de la ASUS sau ceva gen. Bă, veniți acolo, mă găsiți acolo, chestii genul ăsta, facem o poză, chestii nebunii și așa. Planul 2017, să cresc canalul, să-l fac cât mai plăcut, cât mai frumos. Am câteva planuri noi pentru canal pe care data asta chiar am încredere că le voi pune în practică, gen niște noi tipuri de video pe canal care cred că vor aduce ceva mai multă atenție asupra canalului. Acum o să vedem exact, nu promit nimica pentru că încă nu s-a terminat 2016. Ionescu Eric întreabă, Bobo, te vei apuca de Need for Speed 2016? Am spus că nu știu. Nu mă gândesc să fac rost de el prea curând. Santro întreabă, ai să mai joci Ark Survival Evolved? Probabil. Dar nu curând. Dacă Metodar întreabă dacă mai fac videouri cu lor, probabil se întreabă la lor de la Warcraft și... E bine, nu știu cum să zic exact. Am să încerc să fac. Probabil o să încerc săptămâna viitoare să fac ceva, dar dacă văd că îmi consumă foarte mult timp, posibil să renunț la ideea asta, pentru că sigur este o chestie ce consumă foarte mult timp, iar eu nu am timp. SKP Marius întreabă, salut Bobo, nu am multe întrebări, am să fiu scurt și la subiect. 1. Ce părere despre toți acești copii care tot caută motiv de ceartă pe YouTube, dar doar să își facă reclamă și ei. Cum să zic, este o metodă de a face, da, promovare la canal, dar este o metodă foarte proastă pentru că una la mână obții o reputație proastă, doi la mână nu merge mereu pentru că unii oameni pot fi ignoranți ca mine și să nu dea nici doi bani pe ceea ce zici tu și trei, de ce ai face asta? Adică, na, sunt copii, cred și eu, sunt copii, nu-i duce mintea la foarte multe chestii din ăsta și ce pot să zic? Aia e, frate, încearcă și sigur o să renunțe cât de curând la tot ceea ce fac. Și a doua întrebare, voi face Live Sim de Revelion? Stream-ul de acum 2-3 ani a fost genial, nu știu dacă îți mai aduce aminte. Da, țin minte că am făcut stream de Revelion și da, anul acesta, pentru cei care nu știu, voi face din nou un stream de Revelion. O să vedem exact cum o să-l facem. Deci nu mai petreceți Revelionul singur, băieți, sau cu Dan Negru, o să-l petreceți cu Bob Negru. Teodor întreabă dacă am consolă. Da, am PS4, e scris în descriere de obicei. Arfix întreabă care sunt jocurile tale preferate în 2016. Cred că Watch Dogs 2, ce mai avem? Skyrim Remaster, chiar că Skyrim nu a apărut în 2016. Gears of War 4. Nu mai țin minte exact ce am jucat anul ăsta, să zic exact. Și Ratchet and Clank mi-a plăcut. Normal că World of Warcraft Legion, expansion la WoW, iar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar cam atâta, nu știu. Call of Duty-urile și astea nu consider că fost cele mai pentru mine. Continuăm, hai să vedem. Pro Gamer întreabă, este zăpadă la tine acasă? Bă, este o leacă așa de formă, știi, să nu zic așa. Alex R. întreabă, de câte ori ai terminat dungeonul Return to Karazhan? De niciodată. Niciodată nu găsesc un grup cu care să reușesc să termin dungeonul. Cum ți-am amintit ideea asta puși de YouTube? Întreabă Gamer Pirat. Pur și simplu m-am apucat cu... Am văzut la un prieten, l-am ajutat pe el să facă niște video, am făcut împreună cu el niște video pe... Oh my fucking god, oprește-te telefonul. Deci împreună cu el am făcut niște videouri pe un canal și după ce am făcut acele videouri pe canal, am zis, bă, hai să fac și eu niște videouri că sună interesant. Și uite că m-am apucat și eu de canal, de propriul meu canal. Cu cine ai avut prima colaborare? Cum am spus, cu unul dintre prietenii mei, cu Cipi, care făcea videouri de genul cum face acum doze de hash, bine, cum era înainte, cum făcea Ray William Johnson, să zicem așa. Cu el am avut prima colaborare.
Ali Power întreabă cum l-ai cunoscut pe Kiwi. Pe internet. Ca mulți alții. The God of Gaming întreabă, vei face serie cu Darksiders 1 Remastered? Bă, nu știu sigur, nu prea am chef acum să joc Darksiders 1, totuși l-am jucat și cam e un one-time deal game pentru mine. Sebastian întreabă câte jocuri am PS4? Nu știu, destule. Cosmin întreabă dacă am făcut o operație de apendicită. Nu, nu am operat niciodată. Dia întreabă, o să încep noi serii de gaming spuse de noi. Cam, de obicei cam tot ce fac pe canal este spus de voi, pentru că voi îmi recomandați și voi o să țin cont de ele. Mai postează și Shank 2, please. N-am postat niciodată Shank 2, dar probabil o să fac, nu știu, mă mai gândesc. Ăla rămăsese să o fac cu X-Fire sau ceva. Alex întreabă ce sfaturi ai dat cuiva care vrea să-și facă canal de gaming. Nu știu. Sincer, nu știu. Apucă-te, fă ce-ți place și nu știu. Vezi dacă ți iese. Dacă nu ți iese și dacă ești un de la obsedat să peste două zile, peste două ore după ce ai postat video să vezi 100 de oameni pe video, lasă-te. Lasă-te dacă aștepți chestia asta. Ce așteptări ai în 2017? Am răspuns asta cu ce așteptări am și ce jocuri aștept. De ce fac YouTube? Pentru că îmi place. îmi place să fiu apreciat și îmi place să aduc ceva, nu știu, să nu fie lumea foarte plictisită și să aduc ceva, mai multe cunoștințe despre mai multe jocuri oamenilor, pentru că foarte mulți dintre noi suntem încuiați pe 2-3 jocuri și cam acolo rămânem, iar mulți dintre subscriberii mei când vin la mine pe canal și zic, oh my god, bă, uite ce joc mișto ai făcut aici, wow, foarte tare, vreau și eu să-l joc, nu știu ce chestii genul ăsta. De-aia zic, sunt mulți oameni care rămân încuiați pe propriilor idei de jocuri, dar când intră pe canalul meu de YouTube mai găsesc și alte jocuri care să îi atragă. Ok. Arba că 3500 întreabă când îți iei alt PC și cu ce componente ai vrea. Nu o să-mi iau prea curând alt PC și ce componente aș vrea. Nu știu, componente bune încât să-mi permită să continui treaba pe care o fac acum mult timp de acum încolo. Cristache Robert întreabă unul jocuri, story mode din 2014-2016 pe care am făcut cel mai mult cu story mode. Mass Effect, clar, Mass Effect, dar nu știu sigur neapărat Mass Effect 3. Dacă nu Witcher 3, clar. O să fie acolo. GTX 1060 este definitiva tău? Da. De unde ideea cu YouTube-ul? Cum am spus, am admirat oameni care au făcut YouTube acum 5 ani și am zis, bă, de ce nu? Hai să fac și eu. Andrei întreabă, bună Bob, am și o întrebare, de ce nu joci Hello Neighbor, uite link, bla, așa, tot ce trebuie să faci e să te înscrii pe listă și mâine dacă te-ai înscris să apare link-ul de download la Tiny Builds, că e tot jocul. Bă, știu jocul, dar parcă nu mă atrage cu nimic. Mi se pare că aveam și ok la el, dar l-am ignorat, din păcate. L-am ignorat, o să văd, probabil o să le iau și eu să văd despre ce este vorba în jocul ăla, deși deodată ce am văzut că foarte mulți YouTuber deja au început să posteze cu el, nu știu dacă mai are vreun să fac și eu, dar mă mai gândesc, nu zic nu. Iarăși, ce serios mai fac în viitor? Hai să dăm aici, Big Fan întreabă, îți place rău că nu ai mulți abonați? Îți pare rău că nu ai mulți abonați doar pentru că n-ai jucat Minecraft? Am jucat Minecraft și nu-mi pare rău că nu am mulți abonați. Chiar nu mă deranjează aspectul ăsta, atâta timp cât am oameni de calitate care se uită la mine și nu genul de oameni care te spamează la cap cu multe, multe tâmpenii. La câți ani te-ai apucat de gaming, nu YouTube, de gaming, de când mă știu? Cum se pare București? Un oraș pe gustul meu. Infectul îmi spune, Bobo, știu că ești un healer groaznic, extend, no hate. Dar ce părere ai despre Restoration Shaman în Legion? E bun în Mythic, în Raid sau Mythic Plus? Da, este foarte bun. Restoration Shaman apând în Healing AOE este foarte, foarte bun. Unde te vezi peste 5 ani? Probabil la un job, la propria casă, nu mai stau în chirie sau cine știe. Și nu știu. Nu știu, nu prea vreau să-mi plănuiesc chestii pe viitor, pentru că niciodată nu știu ce o să se întâmple până în punctul ăla și vă că noi ne lungim cu un vlog de 30 de minute. Dar, nu știu, nu vreau să-mi planific chestii, pentru că dacă îmi planific chestii, de obicei tind să se strice înainte să le pot duce la finalizare. Oare de ce ai atât de puțin vizualizare între o Momo The Great? Contul tău este destul de bun și pare un tip chiar de treabă, cel puțin, așa mi se pare mie de cât am interacționat cu tine. Pur și simplu am spus mai devreme, contentul meu fiind foarte diversificat și, cum am spus, eu nu mă chinui, pentru că dacă o să stau să mă strofoc încât să scot câte un căcat amuzant de fiecare dată când vorbesc, atunci probabil că are și un content de rahat, să zic așa. Cel puțin, mi-ar desplăcea mie după aia să mai fac YouTube, pentru că ar trebui să mă screm din răzputeri și să fac,
Ok, a trecut 5 secunde de când am făcut ultima glumă. Trebuie să mai faci una. De-aia zic, nu vreau să îmi sacrific plăcerea de a face YouTube doar pentru a fi popular. Pentru că eu, în momentul de față, sunt destul de popular. Eu mă consider destul de popular printre, nu știu, printre cunoștințele mele și din punctul meu de vedere. De-aia zic, mie îmi convine așa. Dar dacă voi considerați că eu sunt un YouTuber bun, tot ce trebuie să faceți, să dați voi acolo un like, o chestie, un share la prieten, asta ajută foarte, foarte mult. Ce cadou am primit la Moșu? Ghete. Câți abonați trebuie să am pentru a face o colaborare? Nu știu, de obicei trebuie să mă înțeleg cu persoana aia și de obicei nu vorbim pe internet și da, boss, ne apucăm, face video imediat. De obicei mă ajung la o idee de asta, bă, hai să facem un video dacă mă cunosc cu persoana aia și în realitate nu pot să fac așa over the internet, să zicem. O să te duc să vezi Rogue One? Probabil că nu, probabil o să-l aștept să-l văd acasă. Vei face jocuri gen Skyrim? Eu nu fac jocuri. Eu le joc și fac video cu ele. Ce jocuri aștept cu nerăbdare în 2017? Am spus. Poți să-ți iau un interviu? Da, poți să-mi iei. Ai primit Silver Button-ul? Da, am primit Silver Button-ul. Cum ți se pare că restul YouTuber-ului au ajuns mai mare de tine peste 600.000 de abonați în 4 ani, iar tu, care mai aproape 10 ani, ai făcut doar 100.000. N-am de 10 ani, eu fac de 5 ani. Și pur și simplu a fost noroc. Depinde cu cine a vorbit înainte, probabil. Oricum, mulți din YouTuberii de astăzi au ajuns mari foarte repede datorită altor YouTuberi care deja erau mari și s-au boostat în opat, o să zicem așa. Pentru că asta este clar. Asta este clar. Pur și simplu vă dați la primele lor video și o să vedeți chestia asta. Care este jocul tău preferat, World of Warcraft? Ne mai face YouTube la 80 de ani și să apară și nepoții tăi pe stream strigând să bunicule Bobo? Nu. Asta deja e mult prea departe, pentru că în primul rând, nu știu, să ajungem noi la 80 de ani și apoi să mai discutăm de chestia asta. Ai văzut nou trailer la God of War? L-am văzut, am discutat, o să facem video cu God of War. Și ce părere am despre schimbările aflate în gameplay? Băi, Cosmin Dobre, sincer, schimbările sunt așa și așa, să zicem. Nu sunt cine știe ce super mega schimbări. Așa că, nu știu, schimbările sunt binevenite, dar acum să vedem, sunt fi foarte drastice. Illidan întreabă dacă o să mai fac campionate pe Gaming Battleground. Băi, n-am mai fost contactat de ei să mai fac campionate, așa că nu pot să fac campionate de capul meu. George Vătămanul întreabă cât ai să mai fi pe YouTube. Cât o să am eu chef. Cum se pare The Walking Dead Sezon 3? Foarte fain. Spune Răzvan. Foarte mulți întreabă câți ani am. O să fac tutorial, întreabă Nicu Stoica. O să fac tutorial de Alchemy, doar Alchemy in WoW. Băi, nu știu, nu mă pricep eu la Alchemy in WoW, încât să zic să fac doar un tutorial. Va trebui să fac eu o clasă pe care să o lepălesc foarte, foarte repede la un alchimie. PC Games întreabă dacă m-am uitat la filmul Friday. L-am văzut, dar nu mai țin minte, să le revăd. Florin întreabă dacă mai am frați sau surori. Am doi frați vitregi, am avut un frate de sânge, dar probabil știți deja povestea dacă ați văzut Draw My Life-ul. Andrei Pavaliuc întreabă care este cel mai bun joc al anului 2016 după mine și ce joc aștept cu nerăbdare 2017. Am spus 2016, probabil cel mai bun este Witcher. Witcher, Overwatch, astea sunt cele mai bune jocuri pe care le-am jucat. Mă refer la Witcher, la DLC-uri și de-aia zic. Și ce aștept în răbdare? Nu, nu aștept nimica. Băi, ești nebun, întreabă, vei face vreodată PvP în WoW, arene, BG-uri normale și montaje? Da, am să fac, plănesc să fac chestia asta. Tiger Mania, ce vei face în 2017? Am spus. Cu ce vei veni nou pe YouTube în 2017? Am niște proiecte pe care vreau să le pun în practică începând de săptămâna asta. Săptămâna asta încep însemnând când ajung acasă. O să văd dacă o să am timp, dacă nu săptămâna viitoare. Și ce știi, să vedem. Dacă lucrurile merg bine și sper să meargă bine, atunci o să continui cu acele chestii noi pe care vreau să le aduc pe canal. Suricate întreabă, Bobo, eu cred că așa ar trebui să faci ceva special, că n-ai de 5-6 ani pe YouTube, te susțin că nu are online. Și întrebarea e, la ce YouTuber român te uiți? Băi, sincer, mai mă uit așa din când în când la toți, știi? La toți la pe care îi cunosc și care îmi sunt prieteni, la Leo, la Sky și la Adi, cam așa mai frecventez, mai dau așa câte un ochi în stânga și în dreapta. Prietenii te folosesc de când ai devenit popular pe YouTube? Nu. Nu. Nu îndrăznesc. Au încercat unii, dar le-am spus că nu. DJ Bobo, ce-a primit cadou de Crăciun? Am primit ghete și ce-am dat mai departe? Am dat cadou mai mele un telefon. Ți-ai împlinit toate visurile pe anul ăsta? Nu. Ce vei face în anul următor? Am spus ce dorințe am.
upgradez statusul de pe care al într-un mod mai mare, să fie ceva mai mare canalul ăsta. Dragul Stoica, întreabă o întrebare, ce ar fi acel eveniment special care ți-ar putea îmbunătăți viața și care ai dori să se întâmple? Nu știu, probabil să mă angajez undeva unde să nu-i ocupe foarte mult timp și să câștig bine și să pot face YouTube, nu știu. Nu știu, ceva în care, nu știu, să-mi ridice statutul social, în sensul de bani, pentru că în momentul de față stau super prost, să zic ceva așa. Bogdan Zărău, o treabă, unde e Petrică? O serie viitoare cu Petrică, care să fie el protagonistul. Petrică este acasă la unchiul meu și nu pot să-l iau, dar am înlocuitori la noua casă. De ce nu joci Ark, Scorts, Ark cu Sky și Cela? What? Ok, nu știu, nu mai mult joc Ark, ai ideea. Care este jocul tău preferat? Am spus. Hei, bă, uite, știu mult timp de pe YouTube, de când ai postat, postat episoade cu Darksiders 2, întrebare, faci profit făcând stream-uri și episoade pe YouTube? Fac profit, nu pot zic nu. Fac, dar nu este cine știe ce. Întreabă Lazy Boy. The Beast întreabă dacă îmi place Eminem. Da, Eminem este chiar un rapper pe gusturile mele. Beat Dude, care este viziunea ta asupra tot ce ne înconjoară și cum crezi că a apărut omul? Nu știu, frate, eu cred în tot ce e... De asta, cum se cheamă, teoria de evoluție, adică asta mi s-a dovedit până acum, dar sunt și lucruri pe care nu mi le pot explica încă. O să fac Battlefield 1, nu prea nimica aici. Nea Silviu întreabă la ce seriale mă uit. Mă uit momentan doar la Vikings și probabil că o să încep unele seriale în vacanță. Ai mai multe conturi Google? Normal că am nevoie de mai multe mail-uri. Care este asasinul preferat din seria Assassin's Creed? Nu știu, frate, normal că Ezio ar fi, probabil. Care este campionul tău preferat din LoL? Draven. Unde m-am născut? În Târgu Ocna. Hai că trecem repede prin întrebările. Ce vârstă am? Am răspuns 22. O să faci Punch Club 2? Nu. Și când o să pui The Walking Dead? Când o să apară episoade? Da, și-am trenat. Mai mult, cam asta ar fi tot pentru acest vlog. Scuze dacă a fost foarte lung, 37 de minute, dar au fost 100 și ceva de întrebări. Bine, 100, să zicem, de întrebări la care am răspuns. Unele foarte dubioase și unele au fost duplicate. Mai bun, mersi frumos dacă v-ați uitat la tot video. Dacă mai aveți și alte întrebări, am să încerc să vă răspund în comentarii, n-am să mai fac alt video. Iar mâine, pe 29, o să încerc să mai fac ceva micuț vlog, pentru că pentru mâine nu prea mai am video de postat, am doar un quantum break pe care trebuie să-l pun. Dar o să încerc să fac un stream, să iau chestii de pe stream-uri, să le pun pe YouTube, încât să umplu și ziua de mâine. Așa că, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video și vedeți mai multe video, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!